priviți cum mișună viermii pe acest șalău pane. Asemenea preparate pun la vânzare patronii unei autoserviri celebre din sudul stațiunii Mamaia. Uite încă unul acolo. Uite încă unul. Nu-l văd. Uite. Uite-l, e pe alb, uite. Îl vezi? Uite. Da. Ia mâna că-l văd. Un turist a cumpărat peștele pentru copilul lui și în timp ce micuțul consuma preparatul acesta a observat viermii printre bucățile de carne. Băi, dar ăsta își face de cap aici. Stai că ăsta se duce să spape acum. Chiar și șeful Comisariatului pentru Protecția Consumatorului Constanța s-a îngrozit când a văzut imaginile. Dacă ar fi fost preparat ca la carte, atunci peștele nu ar fi arătat așa. Acești paraziți sunt foarte periculoși și te pot duce direct pe patul de spital. Susțin materialul video pe care l-am avut la dispoziție, vă pot spune că este vorba de un parazit numit ciermele sârmă popular. Ingăriile corespunzătoare, pierdere sau prăjire corespunzătoare, acest parazit devine inofensiv. Imagini greu de înțeles vin de la câțiva turiști cazați la un complex de 5 stele în Delta Dunării, care au făcut reclamații la OPC. 8 familii de turiști au trimis 2 filmulețe, unul făcut la piscine, iar altul în restaurantul complexului turistic de lux. La piscină gresia era spartă, plăcile sunt desprinse din montura de beton, iar colțurile lor au rănit la tălpi câțiva copii, după cum afirma autorii imaginilor filmate azi. Barul piscinei este părăsit, lemnul este ars de soare și scorojit, iar băuturi nici urmă în rafturile construcției care ar fi trebuit să-i răcorească pe turiștii care fac plajă. În restaurantul hotelului de 5 stele, turiștii au filmat pereții murdari și pe un angajat care se apuca să-i curețe când vede că oamenii înregistrează pe imagini starea deplorabilă a interiorului. Un turist se plânge că îi curge mizerie de pe perete în farfurie. Imaginile au fost trimise pe pagina de Facebook a OPC Constanța, iar oamenii așteaptă ca autorități să ia măsuri.